Ceapa de Buzău este amenințată de o larvă. Lăcustele fac ravagii în cerealele din Tulcea. Iar am ajuns să numărăm cazurile de COVID. Inflația a ajuns la 15%. Mai doriți și alte vești proaste? Nu. Este cafeaua de după. Este vineri. Meritați un weekend pe alese. De-aia vă spun și trec în notă umoristică. Când au auzit șefii de la USR că inflația este 15%, au decis să schimbe numele partidului. Numele din USR în inflație. PSD 35%, PNL 21%, inflația USR 15%. Dar acum șef la USR, după cum bine știți, este drulă. De aia ne doare în sănătate multă. O cafea bună am primit și vă arăt în această dimineață, în această ceșcuță de la Nicu Ghițea, de la Marius Ghile. Te sărut, Marius, îți mulțumesc tare mult. Căciulă de la Londra, nu mai uita și el cu cafeaua oferită pe buymeacoffee.com/nicubendea. Dunărea a scăzut pe la Calafat, abia e mai navigabil. Nu știu ce s-a întâmplat cu centrala de la Cernavodă. Uleiul s-a scumpit cu 75% și lumea cumpără cu baxurile. E clar, am luat-o pe ulei. Trebuie să facem economie de apă. De-aia Gigi Becare a mers în spate la celor de la parada Pride și nu Salina Pride. Pride, aia cu rock wave, înțelegi? Și au dat cu o... Mersi de râs. Au dat cu aghiazmă să se ducă răul după și... Și-a chemat cea mai unctuoasă oaie și păluțul cu vazelină și a explicat... Hai măi oaie, fă-mi de cină că te caut pe sub lână. Mulțumesc! Domnul Jucan din Germania, ați donat pe buymeacoffee.com. Andrei din Zürich și Andrei Brăneanu de la New York, care apropo Vlad ne-a chemat la un show acolo. Zice, vă iau pe tăți, pe tine, pe Vlad, pe Mircea Bravo, ne ia la pachet, pe Haurențiu, pe toți și facem show la New York. Și am zis, nu v-a fost destul 11 septembrie. Doamnelor și domnilor, în continuare ne aflăm tot la cafea într-un decor estival și de festival, deoarece mă pregătesc de festivalul de la Găina. Festivalul fetelor de pe muntele Găina. Vorba aia, dacă nu prinzi o fată, poate prinzi o găină. Că mutul nu-i pretențios. În weekendul trecut a fost văzut într-o cârciumă pe malul mării, care încă nu era gata. Și așa partior făcut acolo de șampania, Robi, șampania era în excavator ținută. Erau peste tot ziduri, molozi și mult praf. Și surorile Gabor, Monica și sorul Sadracu, știe cum o cheamă, i-au venit din Dubai, deci o poate chema oricum dacă îi dai 5.000 de euro. Surorile Gabor au făcut un pelerinaj la mănăstiri în Moldova. După pelerinajul lor, mănăstirile au intrat în renovare. Până intră becalii cu aghiazma. Doamne ajută, buymeacoffee.com/nicubendea. Și câtă cafea e aici la toți să vă șie. Ha la 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 la.